aici e când am intrat în casă. Bine, am aici este când am pus mâncarea pe această platformă și pe aceea masă. Care duce Iacob Proconu. Pentru că așa se duce masa, trebuie dusă de bărbați pe mâini până la acasă la Nașu. Aici am luat două costume lui Nașa. Se merge cu o sticlă de tărie, coneac, ce vreți să-i duceți. Nu mai pot să vorbesc, dragi, că sunt foarte răcite. La noi la țigani, nu știu dacă și la român. Să vă arăt și acolo de la Nașul prieteni, să vă arătăm acolo Nașul. Nașul lui Iacob este cel mai bogat din Strehaia, dragi prieteni. Și pe mama pe aici pentru că a vorbit și ea. Și a dat 20 de galbeni că l-a botezat. Ceea ce vreau eu să vă arăt, prieteni, este partea în care taie Nașul Beciu, ca să vă arăt și pe Nașul lui Iacob. Care o ducem la Nașul. Prieteni, am ales cu drag pe acești nași. L-am pus naș de când mirea Iacob în pântec și el a vrut cu tot dragul să se pună. Este primul lui fiind botezat, iar de aceea și el ține foarte mult la Iacob și noi la el, iar nașa nici nu există, cred că vreo nașă se ține la un fiind atât de mult, în țigănie vorbesc. Îi cumpără mereu de Crăciun, de Paști, de orice sărbătoare, orice eventualitate, îi cumpără câte ceva. Îl îndrăgește, îl sună, îl vorbește cu el. Iar acesta este primul colac pe care l-am dus la Naș după ce l-a botezat. Este al doilea an care, după ce l-a botezat, iar anul acesta am ținut mortis să-i duc în ploconul Nașul. Gata, n-am mai scăpat. Uitați, nu stă departe Nașul de noi. Da. Deci noi stăm puțin de departe, iar el stă pe colț. E curca, e curca. Cadea, cadea, ce frumosana e scafidica tale nașulocă. E pe platforma e scafidija cu anașulul, cu astolul. Ia cu astolul, nașulul. Avem un loc deosebit. Nașul lui Iacob este copilul al mica lui Iisus, nepotul lui Bunica. Fratele ei are 2-3 copii, o fată și 2 băieți. Cadeam o mai odini în gata de altul meu, copilul al mic l-a botezat pe Iacob. L-a potrăvut pe Mărie, pe jocă bine asta, ca ce că le-am lângajit. Stați puțin, cel în geaca roșie, iar Nașa este în roșu. Nu este în roșu încă, că nu s-a îmbrăcat cu acea roche roșie. Da, uitați, prieteni, el este nașul, acesta naș. Este nașul care taie beciu acum, cel cu cuțitul în mână. Da, prieteni, vedem cum este. Asta este important la plăcoră, noi să taie nașul beciu. Nașa este cea în roșu, lângă el. Acești doi oameni deosebiți cu nașul lui Iacob ne-au primit cu brațele deschise, a avut și el dublu mâncare pe ce am avut noi. Nu este vorba de mâncare, dar așa, așa se merge, nu se merge cu mâna goală. N-a pus niciun preț pe mâncare, nici noi preț pe daruri, pentru că prietenii asta urma să vă spun, la botez, nașul i-a dat 2 de galbeni mari lui Iacob. Ce nu a dat niciodată niciun țigan. Bine, a mai dat. Acum 10 ani a dat, cred că Tastu, Moșu Bunea, Bunicu și cam atât au dat galbenii ăștia. Dar niciodată un țigan de vârstă n-a dat 20 de galbeni la un fin. Iar acum la colac, prieteni, a făcut încă o dată istorie în Strehaia. A dat 5 galbeni la plăcon. Deci credeți-mă că eu n-am mai auzit așa ceva. I-a dat 5 galbeni lui Iacob. Și mulțumim pe această cale. Nu am mers pentru galbeni, dar am vrut să vă spun că, uitați, galbenii care i-a dat lui Iacob, că niciodată nu o să-i ajungă nimeni la un vie. Nu vreau să zic că acum îl laud, dar a fost bogat din bunicul lui, tatălui. Acum este el și o să fie mulți ani de acum înainte și strănepoții lui. Da, prieteni, la revedere!